Nu mai este un secret pentru nimeni că Theo Rose își împarte viața între concerte, scaunul de jurat de la Vocea României și căruțul de bebe, împins conștiincios de când a devenit mamă. Însă, cu adevărat interesant este să aflăm ce fac îndrăgostiții atunci când nu îi vede nimeni. Iar CanCan.ro are răspunsul. Cei doi artiști au fost surprinși în imagini fără a fi însoțiți de băiețelul lor. Semn că părinții și-au alocat puțin timp personal. După ce a dat o raită prin oraș, vedeta de la Vocea României s-a întors acasă, unde a avut grijă să-și lase mașina la spălat. Și nu oricum, pentru că sunt vecinii ei, lucrătorii de la spălătorie au fost omeniți de Theo Rose, care flutura hârtiile de 100 de lei abia scoase din portofel. După ce și-a lăsat autoturismul pe mâini bune, artista l-a recuperat și pe Angel Damian, luându-l în casă, unde cel mai probabil erau așteptați de micuțul lor.